După ce s-a primit hotărârea cu privire la buget, s-a ținut cont de lucrările prioritare care trebuie demarate în anul 2014. Primul proiect aflat pe listă este cimitirul ortodox din Medgidia. Întreținerea și extinderea cimitirului ortodox. Cimitirul ortodox are 12,5 hectare ca și suprafață. Intenția noastră este să-l mărim cu încă 5 hectare și pentru asta asigur că acolo este o investiție foarte mare, continuarea aleilor și împrejmuirea cimitirului extins. Da, aveți spațiul la celălalt? Suntem în discuții foarte avansate cu vecinii noștri. Pe de-o parte este terenul unui fost IASE, pe de-altă parte terenul unități militare, care în mare parte este trecută în conservare. La capitolul piețe, Direcția de Gestionare a Domeniului Public și Privat are alocată o sumă pentru reparația acoperișului. Cu privire la piețe, avem reclamații din partea comercianților, colaboratorilor noștri, cum că și-au dreptate în mare parte că acoperișul trebuie schimbat. În momentul de față, poate că până la sfârșitul anului o să reușim să schimbăm acoperișul de la toate trei piețe ale noastre, cu toate că el a fost refăcut acum 7 ani, în august 2007. Un alt proiect măreț vizează reabilitarea fațadei sălii de sport Iftimiei Ilizei, care se află într-o stare de degradare accentuată. Referitor la costuri, directorul serviciului spune că până acum nu a fost contactat niciun specialist. Cu toate acestea, în luna iunie vor fi demarate lucrările.